Noi informație slaivelă despre tinerii soți și copilul acestora la doar două zile de la tragicul accident. Era prima lor vacanță pe litoral, urma să fie aniversarea a 3 ani de căsătorie, însă nu au mai apucat să-și ducă planurile la bun sfârșit. Conform știri Fresh24.ro, comunitatea din Săliștea este zguduită după un accident îngrozitor care a avut loc luni dimineață pe Valea Oltului, zona localității Lazaret, și a distrus o familie din Alba. Doi tineri și copilul lor de 1 an și 3 luni au murit după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un tir. Jurnaliștii Wowbiz.ro au aflat detalii cutremurătoare. Cei doi soți urmau să împlinească 3 ani de la căsătorie peste câteva zile. Adriana și Radu plecaseră în vacanță cu băiețelul lor și urmau să ajungă la mare. Din păcate însă, familia nu a mai reușit să meargă până la destinație, iar drumul lor s-a pierdut într-un crunt accident pe Valea Oltului. Ar fi fost prima lor vacanță împreună pe litoral. La începutul acestui an, Adriana posta un mesaj emoționant pe Facebook, un text care nici nu avea cum să prevestească tragedia care s-a petrecut pe Valea Oltului. Nu te mai stresa pentru toate, roagă-te să ai familia aproape și sănătate, iar restul lasă în mâinile lui Dumnezeu. Era mesajul distribuit de Adriana în luna februarie a acestui an. În luna iunie, chiar în data de 1, Adriana devenise mamă pentru prima oară. Femeia din Alba născuse un băiețel pe care l-a dusese acasă. Nu au mai putut să redreseze și s-au băgat în coliziune cu tirul. Mai erau cu o familie, ăia erau în fața lor cu 2-3 mașini. Probabil au vrut să-i ajungă pe ceilalți și s-a întâmplat, a declarat un angajat la drumuri. Ieri am văzut-o pe Adriana la biserică cu copilul la împărtășanie. Nici nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Au plecat la mare. O familie întreagă a așa, dintr-o clipită, te doare. Cercetările vor stabili cauzele accidentului. În urma impactului, mașina în care se aflau cei doi soți și băiatul lor a fost complet zdrobită. Ei nu au supraviețuit. Adriana și fiul ei, Andreea, s-au fost găsiți de pompieri pe bancheta din spate. Radu conducea autoturismul, iar Adriana se afla cu bebelușul în brațe pe bancheta din spate în momentul în care s-a petrecut tragedia. Radu și Adriana, precum și copilul, au murit pe loc. Bărbatul avea 34 de ani, iar soția acestuia 31. Mașina în care aceștia se aflau a intrat în coliziune frontală cu un tir. Erau doi tineri liniștiți din comună. I-am văzut ultima dată duminică la biserică. Știu că erau un drum spre mare și mergeau alături de prietenii care se aflau în altă mașină. Tirul era condus de către un bărbat în vârstă de 45 de ani din județul Dâmbovița, care a suferit un șoc emoțional. Cercetările continuă în vederea stabilirii cauzei producerii accidentului, relatează știri.fresh24.ro.